Cele două familii de etnie romă din Mehedinți, care vor beneficia de sprijin în cadrul acestui proiect, provin din Punghina, respectiv Gârla Mare. De-a lungul timpului, membrii acestor au locuit și pe teritoriul Franței, iar mai apoi s-au întors pe meleagurile natale. Experții francezi au demarat alături de autoritățile române nenumărate programe de reinserție socială pentru aceste cazuri. Marie-Thérèse Leblanc este coordonatorul acestor activități, iar astăzi, preț de aproape două ore, a discutat cu prefectul județului Mehedinți, Nicolae Drăghia, despre importanța acestui proiect. Nous apprécions particulièrement l'implication du préfet pour soutenir cette réinsertion. Implicarea domnului prefect în această reinserție socială. Plusieurs familles sont rentrées, mais dans le cadre du nouveau programme, puisque ce l'accord a été signé le 9 juin dernier, nous avons deux familles qui sont rentrées avec l'aide de l'OFI. Et mais dans l'avenir d'autres, j'espère, bien sûr. Sunt foarte multe familii care sunt implicate în acest program, dar pentru început este vorba doar despre două familii. La rândul său, prefectul Nicolae Drăghia susține că dacă autoritățile fac toate demersurile necesare pentru a le oferi șansa unei vieți mai bune acestor oameni, este nevoie de implicare și din partea lor. Se pare că avem două familii în acest moment pentru județul Mehedinți, în acest program de reinserție, și mai avem special cu Nant Metropolitan un acord prin care este ajutată comunitatea din Gârla Mare și Punghina pentru rezolvarea unor probleme curente ale comunității. Sperăm într-un acord mai amplu cu statul francez și disponibilitatea noastră pentru Europa de a rezolva punctual anumite probleme. Pentru că, până la urmă, dreptul la liberă circulație este una dintre valorile de bază ale Uniunii Europene și nu putem să restricționăm prin oprirea emigrației, indiferent etnia care există în România. Pe 5 noiembrie, autoritățile, alături de specialiștii din Franța, se vor întâlni direct cu membrii acestor familii pentru a evalua situația de la fața locului și a le explica faptul că de acum li se oferă șansa să aibă un trai mai bun. Prefectul Nicolae Drăghia a mai adăugat și faptul că acest program dedicat persoanelor de etnie romă a fost primit foarte bine la nivelul comunităților locale implicate în aceste activități.